Tabloul de aici din faptele 21 este un tablou foarte emoționant pentru cel care parcurge, dar foarte plin de tensiune. Și parcă nu rămâne altceva decât să pui întrebarea de ce? De ce un om care îl iubește atât de mult pe Domnul, care slujește neobosit pe Domnul, să aibă parte de un astfel de tratament, de o astfel de primire din partea lui, nu din partea unor străini? Și spui această întrebare, pe care probabil la un moment dat mulți dintre noi de-a lungul vieții ne-au pus-o. De ce, Doamne? De ce suferință pentru cel neprihănit? De ce suferință pentru cel care umblă voia ta? Și sigur că uneori nu găsim răspuns la această întrebare. Și poate că e mai bine așa. Alteori Duhul Dumnezeu ne dă răspuns la această întrebare. Și poate că e bine și așa atunci când Domnul consideră să ne dea răspuns. Însă, uitându-ne strig la pasajul acesta, nu trebuie un efort prea mare să înțelegi unde este dreptatea, cine are dreptate, cine nu. Cine spune adevărul și cine mărturisește minciuna? Cine are un comportament corect, adecvat și cine acționează total greșit? Numai cine nu vrea să vadă lucrurile, să vadă realitatea, să o cunoască așa cum este, poate ajunge la concluzii greșite. Și avem pe de o parte, așa cum am văzut, pe Pavel cel acuzat, și avem pe de cealaltă parte iudeii din Asia acuzatorii. Și ne rămân apoi celelalte două personaje, un personaj multiplu format din norodul cetății, care se poziționează față de acești doi și capitanul gărzii sau garnizoanei din Ierusalim. Norodul cetății se lasă manipulat. Se lasă întărătat de iudeii din Asia și ia de bun ceea ce se transmite de către probabil liderii lor. Nu vedem că au pus o întrebare. Nu vedem că au cercetat lucrurile să vadă așa stau lucrurile? Păi nu, dacă au spus frații noștri din Asia, așa stau lucrurile, negreșit. Și merg pe drumul acesta al minciunii și al unui comportament de detestat. Mai mult decât atât, în versetul 34 îi se spune, dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel. Vedeți? Mulțimea care nu are discernământ și care se lasă să fie manipulată într-o astfel de situație, ajunge ca să aibă fiecare adevărul lui. Pune o ceată de nemulțumit să strige părerile și vei vedea că nu vor avea unitate în glas. De ce? Pentru că minciunea are mulțime fațete. Adevărul este unic. Și doar adevărul poate fi proclamat într-un singur mod. În momentul când vin cu acuzații false, așa cum vom vedea, fiecare spune, striga în felul lui. Și capitanul nu a înțeles nimic. N-a priceput nimic. Mai mult decât atât, este de cealaltă parte, spuneam, capitanul garnizoanei din Ierusalim. În capitolul celălalt, îi se dă și numele lui. Nici nu este interesat prima dată de realitatea lucrurilor, de adevăr. Uitați-vă cum ajunge în versetul 33, primul cu care îl scoate din mijlocul bătăii care avea loc acolo. Și ce face prima dată? Am rămas surprins. Îl leagă, spune aici, cu două lanțuri. Păi stai puțin, dar de ce ești pe omul ăsta? E vinovat? A făcut ceva grăznic de a fi legat? Capitanul n-a venit interesant pe adevăr. Să facă dreptate. Mai mult decât atât. N-am citit în pasajul următor, vedem că cumva face și el o presupunere despre Pavel și spune, auzi, nu cumva tu ești egipteanul ăla care s-a răsculat acum câteva zile? Stai puțin, ești totuși un capitan, ești reprezintă autoritatea. Cum poți să emiți astfel de afirmații despre omul lui Dumnezeu? Cercetează, pune întrebări. Dar nu-l interesează pe capitan să afle realitatea, să afle adevărul. Și mai mult, în capitolul 22, la versetul 24, după ce Pavel are cuvântul său față de popor, față de mulțime, când a auzit-o, ăștia s-au înfuriat și încă o dată, și mai tare parte decât prima dată, spune că poruncește să-l bage în cetăție și să-l bată până va afla de la el de ce țipau ăștia alții. Păi, era vinovat Pavel că țipau ceilalți? Câtă lipsă de logică, cât vedeți? Îl pune să-l bată pe Pavel ca să afle de ce urlau mulțimile întărătate. Sigur că urmează data după ce află faptul că este cetățean roman, și cercetarea mea amănânțită, capitanul schimbă la 180 de grade, am putea spune opinia sau părerea față de Pavel, spune că deja îi părea rupt la legat,
nici vorbă să mai bată. Și în sfârșit, în scrisoarea care o scrie lui Felix, mărturisește că omul ăsta n-a făcut nicio faptă vrednică de a primi pedeapsa vieții. Omul ăsta e nevinovat. Sunt niște neînțelegeri cu privire la religia lor, dar asta nu ne privește noi, oameni. Ce vreau să spun cu aceasta este că atunci când nu te uiți cu atenție la un eveniment ușor, poți trage concluzii greșite. Și un prim gând pe care, sau cu care vreau să rămânem alături de cele care s-au spus deja din pasajul acesta, este acela că adevărul nu se află întotdeauna de partea majorității. Pavel în toată această situație era singur. Toți ceilalți erau împotriva sa. Dar asta nu însemna că toți ceilalți erau dreptate și Pavel era greșit. Ci din contră. Uneori ne simțim și noi ispitiți, nu-i așa, să ne numărăm, să vedem cât sunt de aceeași părere cu noi. Dar am dorit să înțelegem că nu numărul, nu mulțimea, în biserica lui Dumnezeu, în cele spirituale nu funcționează legea care guvernează, așa zis, societatea democratică, când majoritatea dictează ce e bine și ce e rău. În cele spirituale, Dumnezeu este singura voce autorizată prin Duhul Tău ce Sfânt ca să spună ce e bine și ce e rău prin cuvântul Său. Ai minte? Ușor putem să ne păcălim. Pasajul acesta, în timp ce meditam la el, mi-am adus aminte de un cuvânt pe care Pavel avea să-l scrie tânărului, deja adultului Timotei, în a doua sa epistolă pe care o scrie din temniță de la Roma. Și în capitolul 3, versetul 12, Pavel avea să-i scrie așa lui Timotei: de altfel, toți cei ce trăiesc sau voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Cât adevăr. Toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Adică vor avea de suferit. Cumva, dacă pe noi care citim lucrul acesta, așa cum spuneam la început, ne punem întrebarea de ce, am toată convingerea că Pavel nu și-a pus întrebarea, dar de ce, Domnul? Și așa cum spuneam, uneori noi ne mai punem întrebarea aceasta. De ce nu-ți, Doamne, suferința asta de natură sau de alta? Pavel, am această încredințare personală. Nu cred că a pus întrebarea. Pentru că el, ceea ce a scris lui Timotei, era de timp convins. Toți, nu doar unii, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos, vor fi prigoniți, vor avea de suferit. Și citim în pasajul acesta și vedem cum se împlinește în amănunt. În orice detaliu, acest adevăr. Mă gândeam, Pavel fusese înștiințat. Și am văzut noi în capitolele anterioare, rând pe rând în călătoria sa spre Ierusalim, în drumul său spre Ierusalim, Duhul Domnului înștiințează: Pavel, ai grijă. La Ierusalim te vor aștepta ce? Flori, petale, aclamații, nici vorbă, suferință. Multă suferință. Mai mult decât atât. Încă din prima zi în care a ajuns în Ierusalim, frații, pe lângă bucuria care au avut-o pentru că s-au întâlnit cu fratele lor scump Pavel și dincolo de bucuria veștilor din lucrare, ce fac frații? Și am văzut pe cei care au fost duminica trecută în pasajul anterior, primul lucru îl atenționează: frate Pavel, ai grijă. Ai grijă că sunt unii care văd lucrurile sau se iau după niște zvonuri și spun așa și așa despre tine. Ce este aceasta? O altă avertisare. Dar Pavel face tot ce ține de el. Și, deși n-ar fi fost obligat să facă, așa cum spunea și fratele Mihai, recurge la acel proces de curăție. Și face cumva tot ce ține de el ca să prevină. Cumva ca să arate că el nu este un încălcător de lege. Nu este unul care strigă împotriva legii, ci din contră ce ține de el, cât ține de el, îl împlinește legea. Așa cum era acuzat odinioară Domnul Iisus, că nu păzește legea și strică legea prin încălcarea sabatului și așa mai departe. Și ce spunea Domnul Iisus? Eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și Pavel nu face altceva decât ce a făcut și învățătorului, ce face și ce a făcut învățătorul nostru. Însă, timp de aproape zile, de 7 zile, ai zis, hai că lucrurile se calmează. Au înțeles greșit. Au circulat niște zvonuri false. Iată că lucrurile intră cumva pe un făgaș normal. 7 zile, am toată convingerea, l-au văzut pe Pavel. Pavel n-a stabilit timp de 7 zile, așa cum spune aici cuvântul. A fost în templu. Procesul sau tot acest ritual de curăție necesita acest lucru. Nu s-a dat nimeni de el. Și poate mă gândesc, frații răsuflau și spuneau, hai că poate să facă. Hai că poate nu vine încercarea.
Și așa suntem noi întotdeauna, ne facem socoteli, ne facem calcule și cumva vedem că poate a trecut o perioadă de timp din viața noastră și n-a venit suferință, n-a venit încercare, spunem, nu vin suferință. Mă oprește, vede Domnul că sunt prea slab, prea slabă și cumva am două har așa și să-l dă de mine. Însă, atenție, suferința vine pe neașteptate și dintr-o dată. Spune aici că de sfârșitul celor 7 zile, în timp ce era în templu, Pavel, și probabil s-a dus acolo, nu, cu siguranță, cu dorința de a se închina, de a se întâlni cu frații credincioși, cu cei din neamul său, dintr-o dată vine suferința peste el. Dragi frați și surori, poate vă gândiți că încercarea în viața dumneavoastră n-a mai venit de mult timp. Nu, nu vă gândiți că poate nu-ți mai vină. Oricând poate apare. Oricând poate să vină. Vedem în viața apostolului Pavel de atâtea ori în călătorile sale misionare. Când lucrurile mergeau mai bine, atunci apăream potrivit. Când rechizistă succesul este mai mare și sigur, din perspectiva Evangheliei, era un succes clar, atunci veneau încercările și lovitorile mai puternice. De aceea, ce vreau să spun este să niciodată să nu lăsăm gardul jos. Ca și credincioși, întotdeauna să fim veghetori. Pentru că încercarea sau suferința, mai devreme sau mai târziu, va veni în viața fiecare dintre noi. Aceia care doriți să trăim cu evlavie, așa cum spunea Apostolul Pavel în Iisus Hristos. Și două gânduri, în timp ce mă gândeam la lucrurile acestea, mi-au venit în minte. Primul gând este acesta. Suferința poate veni chiar și când ești pe calea ascultării. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Niciunul dintre noi probabil nu se îndoiește de cineva care trece pe drumul suferinței atunci când este pe drumul neascultării. Și Scriptura ne spune de atâtea exemple de oameni care, datorită neascultării lor, au atras asupra lor ce? Suferința. Pentru că este un principiu clar al Scripturii. Neascultarea, întotdeauna, va atrage asupra celui care trece neascultare suferință, de natură sau de alta. Mai devreme sau mai târziu, nimeni nu scapă fără să plătească prețul neascultării. Și Biblia, repet, este plină de exemple. Nu despre asta vreau să discut însă, ci ceea ce vreau să subliniez este că suferința poate apărea. Dintr-o dată, chiar și în viața celui care merge pe drumul ascultării, așa cum era Apostolul Pavel. Apostolul Pavel nu era un neascultător. El se afla în Ierusalim nu pentru că doar asta a fost ideea lui, doar pentru că așa și-a dorit el, ci pentru că a înțeles că acolo îi cheamă Dumnezeu. Și rând pe rând am urmărit noi călăuzirea extraordinară care exista în viața Apostolului Pavel. Și niciodată nu s-a abătut de la această călăuzire. Niciodată n-a încălcat principiul acesta al călăuzirii și al ascultării de bine de Dumnezeu. Dar, așa cum spuneam, suferința vine chiar și atunci când ești pe drumul ascultării. Pentru că, nu-i așa, Dumnezeu are un scop special. În textul nostru, în pasajul care l-am citit, avea un scop special în viața lui Pavel. Și vreau să înțelegem că poate aibă un scop special cu fiecare dintre noi. Și are cel puțin scopul acesta două direcții, două aspecte. Un prim aspect al scopului Dumnezeu pentru care îi găduie suferința, chiar și atunci când ești pe calea ascultării, este că are nevoie de mărturia unui caracter creștin. Are nevoie de mărturia unui caracter creștin. Uitați-vă în pasajul acesta. Câtă ură, câtă încrâncenare. Ce face Pavel? Ripostează? Acționează? Mă uitam la tot ce s-a spus, ce se spune în capitolul acesta despre Pavel. Nu găsești nimic de retușat. Nu ai ce să-i spui. Uite, Pavel mai bine tăcea. Uite, Pavel mai bine zicea așa. Uite, Pavel mai bine... Nu. Nu ai ce să spui. Are un comportament ireproșabil. De ce? Pentru că, într-adevăr, el avea un caracter lucrat de Duhul lui Dumnezeu. Și doar suferința este aceea care scoate în evidență ce caracter am eu și ce caracter ai dumneata. În vremuri bune e ușor să mărturisim că suntem creștini, că avem, eu știu, o viață mai bună sau mai rea. Suferința sau încercarea va descoperi ce e inima mea cu adevărat și ce e inima fiecare dintre noi. Și în cazul de față, suferința sau încercarea care vine peste Apostolul Pavel descoperă, dacă vreți, lucrarea Harului lui Dumnezeu din inima Apostolului Pavel. Și mai mult decât atât, spuneam că sunt două direcții. Pe de o parte, scopul lui Dumnezeu ca să ai o parte de mărturia unui caracter creștin, un caracter prelucrat de El, dar și de partea cealaltă, scopului lui Dumnezeu, mărturisirea adevărului din partea lui Pavel. Acolo unde poate n-a fi ajuns niciodată. Gândiți-vă dumneavoastră când toată cetatea Ierusalimului a mai auzit Evanghelia predicată. Acum este o ocazie. Vom vedea în capitolul următor. Și data viitoare
nevasta înainte de acest pasaj, acest text de la versetul 37 de la acest capitol până la versetul 21 din capitolul 22. Când Ierusalimul întreg să mai audă Evanghelia? Păi uite, cu ocazia suferinței fratelui Pavel. Sigur că probabil niciodată sau credincioșii din Ierusalim s-ar fi gândit la această soluție pe care o găsește Dumnezeu în harul sau în providența sa. Mai mult decât atât, când a mai avut Evanghelia sau posibilitatea de a asculta Evanghelia, Felix, Festus, Agripa și așa cum vom vedea mai târziu la Roma, chiar și până și împăratul. De ce? Pentru că suferința apare chiar și atunci, sau chiar și în viața celea care merge pe drumul ascultării, pentru ca Dumnezeu să-și împlinească scopul său măreț cu acest credincios, care încă de când a fost chemat la mântuire, îi spunea lui Anania, Domnul Dumnezeu, am să-i arăt ce are să sufere pentru numele mele. Și suferința, dacă vreți, este una din caracteristicile care marchează viața apostolului Pavel, o viață specială și o lucrare specială. Însă, suferința poate veni nu doar când ești pe calea ascultării. Cel al doilea gând care mi-a venit atunci când mă uitam la pasajul acesta este că suferința poate veni chiar și când ai un comportament ireproșabil. Vedeți, apostolul Petru, în prima sa epistolă la capitolul 4, versetul 15, spune așa, scriind celor credincioși, nimeni dintre voi să nu sufere ca un făcător de rele. Și spune acolo că a furat, că a ucis, că a făcut o faptă nelegiuită. Spune, nimeni să nu sufere pentru asta sau că s-a băgat în treburile altuia. Și singura suferință la care este, sau pe care trebuie să este chemat cel credincios este pentru, spune acolo, pentru numele de creștin. Pentru că este credincios, pentru că are nădejdea mântuirii în inima sa. Cu alte cuvinte, este normal dacă ai un comportament plin de fără de legi, un comportament care este lipsit de înțelepciune, să atragi suferința în viața ta. Spune noi de multe ori așa, cei care suntem părinți, copiilor noștri, mai practică cu înțelepciune, că s-ar putea să suferi. S-ar putea să ai de suferit. Și așa s-au lucrat și în cele spirituale. Un comportament care este lipsit de înțelepciune, care este lipsit de o mărturie curată, poate atrage suferință. Însă ce vreau să vedem din pasajul acesta este că suferința poate veni chiar și atunci când ai un comportament ireproșabil. Deci așa cum spuneam, uitați-vă la Apostolul Pavel, n-ai ce să spun. N-ai ce costruție găsești. Mi-a adus aminte atunci când mă uitam la pasajul acesta de ce se spunea de Daniel. Vă aduceți aminte? Vin mai mari vremii cei care îl invidiau pe Daniel. Și zice, îi spun împăratului, dă porunca asta, împărate. Dar când îi se dea, înainte să vină la împărat, spune că s-au dus și l-au studiat pe Daniel ca să îi găsească vreo vină și cumva cu vina aia să se ducă proțat la împărat și spună, uite ce face Daniel ăla pe care îl plătești tu. A încălcat legea cu tare sau legea cu tare, articolul cu tare, alineat nu știu care. Și este putremurător ce se spune acolo. Spune că nu i-au găsit nimic pe care să-i bage vin. Dacă cei necredincioși din jurul nostru ar lua viața mea, viața dumneavoastră, de a analiza, ar putea găsi vreo vină? Domnul să ne dea har, să ne cercetăm noi înainte, să ne cerceteze alții și să putem să rezolvăm lucrurile. Cât de puternică mărturia cu Daniel. Și zic că după aia vine amparat și spune, dă legea asta, pentru că ei și-a dat seama că era singura posibilitate să prindă cu ceva pe Daniel. Știa că Daniel nu se închide niciodată la zei străini, la Dumnezei străini. Revenind la ceea ce spuneam, suferința poate veni chiar și atunci când ai un comportament ireproșabil. Chiar și atunci când ai ceresc înțelepciune, cazul lui Pavel, el acționează preventiv. Prin tot ceea ce face cu ce fac cu tine, cumva caută să te întăreze, să demonstreze celor care vorbeau urât despre el, cu zvonul, cu mărturii mincinoase, să nu nimeni este adevărat. Mai mult decât atât, din toate cele acuzațiile care i se aduc și care le vom vedea, niciuna nu stătea în picioare, niciuna nu era reală. Și cu toate acestea, suferința apare. Repet, atenție, suferința poate veni chiar și când ești pe drumul ascultării și mai mult decât atât, suferința poate veni din partea celor din afară, chiar și când ești pe drumul al unui comportament și a unei trăiri ireproșabile. Să nu-ți găsească nicio vină. De ce? Pentru că așa cum vom vedea, răul n-are logică. Promotorii răului, am putea să ne sunt iraționali, pe ei nu interesează de fapt realitatea lucrurilor, adevărul, ci cum să scapă de Pavel. Cum să încheie odată cu Pavel ăsta care face ce face și numai despre Domnul Iisus mărturisește, numai despre Evanghelia Harului spune și așa mai departe. Și așa cum spuneau frații, de fapt, în spatele lor nu era altceva decât cel rău.
care nu se bucura de vestirea Evangheliei, nu se bucura de faptul că aveau parte întoarcerea la Dumnezeu autentice în atâtea orașe din vremea aceea. Și aș vrea să ne vedem cei care sunt promotorii suferinței, cei care aduc răul, cei care sunt vrăjmașii ai Apostolului în contextul acesta, pentru că Scriptura nu întâmplător ne dă niște detalii. Ne dă niște detalii ca să învățăm, să deschidem ochii și să fim atenți la aceia care pot aduce suferința în viața noastră. Să-i putem identifica ușor. Vedeți? Ne dă după deoparte câteva detalii cu privire la comportamentul lor și de apoi câteva detalii privind declarațiile sau mărturisirea lor. Uitați-vă la comportamentul lor, primul lucru care se spune, versetul 27, când au văzut pe Pavel, pe nesfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul. Primul lucru este manipularea sau întărâtarea norodului. Păi știți de ce? Întotdeauna promotorii răului nu se mulțumesc ei înșiși să fie pățiși împotriva adevărului. Vor căuta să atragă și pe alții. Și dacă se poate, pe cât mai mulți, alături de ei, să lupte împotriva adevărului. Așa au făcut oamenii aceștia. Nu e interesat că luptă cu o minciună. Nu e interesat că luptă împotriva adevărului. A zis, trebuie să atragem mulțimea de partea noastră. Și cum? Pe interâtăm. Și manipulăm. Cum? Vom vedea cu zvonuri, cu lucruri neadevărate, cu fel de fel de închipuiri. Dar este o primă caracteristică. Întărâtarea robotului sau a mulțimii. A mulțimii care este lipsită de discernământ, așa cum spuneam. Al doilea lucru care deschide comportamentul, versetul 28a, prima parte, și au început să strige. Întotdeauna promotorii răului, ai suferinței, vor striga, vor face gălăgie. Vedeți oamenii aceștia nu s-au dus la Pavel și să spună, Pavele, hai să discutăm. Avem un dialog civilizat între noi. Uite, noi am auzit că tu spui ceva împotriva legii. Noi am auzit că tu ai avea ceva împotriva templului. Hai să punem capul la cap lucrurile. Așa stau lucrurile? Este adevărat? Nici nu. Au început cu strigăte și cu acuze. De ce? Pentru că așa fac promotorii răului. Lor le place gălăcia, le place scandalul. Nu contează. Bun sau rău, mergem înainte. Face cât mai mare gălăgie. Doar vom manipula cât mai mulți. Doar ne vor auzi cât mai mulți. Și vom merge spatele vostru. Cum ați? Mai mult decât atât, al treilea aspect care se spune, versetul 28, partea a doua, spune, bărbații israeliți, dați ajutor. O altă caracteristică, fantastic. Promotorii răului se victimizează. Ajutor! Că ei au nevoie de ajutor? Sau Pavel? Vedeți unde duce ipocrizia? Cumva ei se erigează în apărătorii adevărului. Ajutor! Dați-ne o mână de ajutor, că noi vrem să apărăm adevărul și uite ce face Pavel. Cât de fals. Adevărul, ce nu știau vieții oameni, nu se apără cu forța, cu violența. Adevărul niciodată nu va fi apărat cu forța și cu violența. Și în sfârșit, cel al patrulea detaliu care deschide comportamentul promotorilor răului sau suferinței este violența și dorința de suprimare. Uitați ce spune versetul 31 și 32. Pe când încercau ei să-l urmoare și apoi versetul 32 au încetat să mai bată pe Pavel. Promotorii răului sau suferinței nu se dau mortul de la nimic și recurg la orice, doar își vor impune agenda. Doar îl vor reduce la tăcere pe Pavel. Era nevoie de o primă, era gata să o facă. Doar intervenția lui Dumnezeu prin capitanul gărzii și ostași a făcut ca Pavel să nu moară acolo pe străzile Ierusalimului. N-am nici cea mai mică îndoială că dacă n-ar fi intervenit ostașii romani în locul capitanul Pavel probabil ar fi sfârșit acolo. De ce? Pentru că ura era prea mare. De ce? Pentru că comportamentul acestor oameni, promotor ai suferinței și al răului, are această caracteristică. Violență până la reducere la tăcere a celui care stă împotrivă. Însă, privind aceste detalii, poate vom zice, așa erau ei. Așa au făcut ei cu Pavel. Mă rog pentru mine și mă rog pentru fiecare dintre noi din seara aceasta, din locul acesta. Să ne rugăm și să cerem Domnului, Doamne, ajută-mă ca în comportamentul meu să nu se regăsească niciuna din calitățile sau din caracteristicile acestea. Care n-au ce să caute în viața unui copil al lui Dumnezeu născut din nou, izbăvit de manifestările firii pământești. Apoi spuneam că Duhul lui Dumnezeu ne dă câteva detalii și despre declarațiile lor, despre mărturisirea lor total falsă, total mincinoasă. Și uitați ce au la bază. Foarte interesant. Mărturisirea sau acuzația lor mincinoasă
are la bază o prejudecată despre Apostolul Pavel și o vom vedea care este și o presupunere. Nu au la bază un adevăr. Au o prejudecată sau, dacă vreți, o judecată mai dinainte, care de cele mai multe ori este greșită și o presupunere. Spune versetul 28, prima parte, după ce spune Iacob, omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva rocașului acestuia. Asta era gândirea acestor oameni despre Pavel. Asta făcea Pavel cu adevărat? Nici vorbă. Avem și noi, cel puțin în cartea faptelor, câteva predice ale lui Pavel. Vă aduceți aminte de un loc unde a spus ceva împotriva legii? Vă aduceți aminte de un loc care a spus ceva împotriva templului? Unde strica obiceiurile. Obiceiurile să nu le conțină cu legea. Așadar, uitați-vă dumneavoastră ce prejudecată greșită. Care stârnește această acuzație mincinoasă. Și o regăsim deseori acest lucru. Îți setezi o gândire despre cineva și începi să-l acuzi. De ce? Pentru că ai ceva împotriva lui. Iudeii aceștia, de fapt, aveau o ură puternică împotriva lui Pavel. Și asta îi făcea să spună, uite ce propovedește omul acesta. Și este foarte interesant, nu mai este timp acum să vedem ordinea și ce ținte își aleg oamenii aceștia. Vorbește împotriva norodului, adică cui? Împotriva voastră. Aveți grijă. Că omul ăsta, de fapt, are ce are împotriva voastră. Așa să dea lucrurile? Nici vorbă. Ba din contra, avea Pavel să spune în altă prejurare. Dacă ar ține de el, ar prefera să fie dat anatema, dar să fie câștigat sau mântuit și cei din neamul său. Așa dragoste mare avea omul ăsta pentru poporul său. Și oamenii ce l-acuzau? Vorbește împotriva voastră. Vorbește împotriva legii. Împotriva templului. Legea aceea care îi unea pe iudei, pe evrei. Și templul, acela care identifica pe ei ca și națiune, ca și închinător al Dumnezeului adevărat. Ce și letilii folosește cel rău? O prejudecată. Și apoi, o presupunere greșită. Spune partea a doua, babră pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofime, pe seamănă împreună cu el în cetate și credea că Pavel îl băgase în templu. Observați? Pleacă de la o frântură de realitate, un mic râmpei de adevăr, dar ce face? Alătură și o presupunere. Că dacă Pavel a fost cu Trofime, aha, și Trofime prin Ierusalim pe aici, sigur l-a băgat în templu. Sigur l-a băgat în templu. Păi, frate, l-ai văzut tu? Nu, sigur l-a băgat în templu. De câte ori nu se spun lucrurile astea și printre noi? Despre Y, a făcut adres. Frate, l-ai văzut tu? Nu, sigur așa fac lucrurile. Mi-a zis mie nu știu cine. Am văzut eu nu știu ce. Și dacă am văzut nu știu ce, înseamnă sigur, prin deducția mea, aia deșteaptă, așa fac lucrurile. Așa au făcut toate aceștia. S-au bazat pe o prejudecată și s-au bazat pe o presupunere ca să-l acuze, fără nicio scrupule, pe Apostolul Pavel. Slavă Domnului însă că adevărul este unic și este același. De aceea rugămintea mea este în seara aceasta. Doamne, eliberează-mă de prejudecăți și ajută-mă ca să nu apelez la presupuneri. Că presupunerile și ce fac, iau frânturi de adevăr care le pun împreună cu părerile mele personale, cu interpretările mele, cu modul meu de a vedea poate un lucru sau de a îmi place să-l văd în așa fel și să dau verdicte despre semenii mei, despre frații mei poate. Și Domnul să ne elibereze de prejudecăți și de presupuneri. Pentru că doar asta ne va aduce un comportament bun. Să nu ne mire că oamenii aceștia au avut un astfel de comportament. Pe când îți trăiești viața după prejudecăți și după presupuneri, n-ai cum să ai un comportament de om normal, nu mai zic de om spiritual. Și în sfârșit, apropiindu-mă de încheiere, un ultimul gând care putem desprinde din pasajul acesta, este ca o mângâiere care am luat-o pentru mine. Ai zice, este un tablou atât de negru și atât de sumbru. Ce poți să iei totuși încurajator de aici? E suferință atât de multă și poate pe nedrept, dar Duhul Domnului toarnă. Toarnă și mângâiere. Și gândul care mi-a venit atunci când m-am uitat la pasajul acesta a fost acela că suferința niciodată nu depășește timpul și granița îngăduită de Dumnezeu. În viața Apostolului Pavel, în timp ce era bătut acolo, probabil a avut convingerea Pavel că misiunea lui, conform ceea ce de suferise Domnul, nu s-a încheiat. Dar nu știu dacă s-a aștepta el să vină izbăvirea, tocmai de unde? De la autoritatea lui, de la Roman. Și Dumnezeu îl trimite pe omul acesta ca să-i aducă, cel puțin pentru moment, să-l scoată din suferința aceea crâncenă, de la bătaia aceea, care probabil ar fi dus la moarte.
Ce vreau să spun este că suferința întotdeauna este măsurată de Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna pune granițe suferinței în viața celui credincios. Niciodată nu lasă să fie prea mult. Prea mult. Și viața lui Pavel, chiar dacă va rămâne întemnițat și tot drumul care va urma de aici va fi un drum extraordinar de greu, nu va fi ușor, totuși Dumnezeu pune limite. Pune limite. Și aduce izbăvire sau aduce soluție pentru moment, chiar dacă nu, Domnule, nu te aștepți. Mă gândeam, s-a așteptat Pavel să vină tocmai capitanul roman, capitanul garnisoanei ca să salveze? Probabil că nu. Dar Dumnezeu, aduceți-vă aminte de-a lungul istoriei Scripturii, de atâtea ori s-a folosit de soluțiile sale. Atunci când, de exemplu, omul n-a mai dus să asculte, să-și plece urechea la ce avea Dumnezeu de spus, Dumnezeu se folosește chiar și de o măgăriță, îi deschide gura și vorbește omului. De ce? Pentru că Dumnezeu este acela care știe să aleagă soluția în orice moment și pentru orice problemă. Și gândul care mi-a dus mie mângâiere și care, cu care vrea să rămână și în seara aceasta este acesta. Suferința în viața fiecare dintre noi. Dumnezeu știe când vine și când pleacă. Dar să nu uităm, Dumnezeu are timpul și trasează niște granițe. Mai mult decât atât, spunea apostolul Pavel, scriindu-le Corintenilor, vorbind despre suferința aceasta în ce privește ispitirea sau tentațiile, avea pe acea declarație care spunea, nu v-a ajuns nicio ispită care să fie cum? Peste puterile noastre. Sigur, suferința sau ispitirea de orice natură este neplăcută. Dar să nu uităm detaliul acesta. Nimic nu este peste puterile noastre. Și să nu uităm că Dumnezeu are soluțiile sale la care poate apela, soluții la care poate noi uneori nici nu ne gândim. Așa cum, probabil, fiind să cred, nici Pavel nu se gândea, că tocmai capitanul va fi acela care va vine, va veni să-l smulgă din mâna, din mijlocul bătăliei acelea pe care l-a stat mai atunci. Voi încheia, așa cum spuneam data viitoare, va fi pasajul de la versetul 37 din capitolul 21 până la versetul 21 din capitolul 22. Practic este această cuvântare de apărare. Este, dacă vreți, o dată șansa ca oamenii aceia răi, promotorii răului, să audă Evanghelia, să audă adevărul. Și vom vedea care este mărturia acestui om și o mărturie verbală, nu doar o mărturie comportamentală, dacă Domnul, sigur, va grăbui să mai fie pe acest pământ.